Primăria Roman va lua o decizie în ceea ce privește transportul gunoiului la Girov până la sfârșitul lunii martie. Pentru luna februarie, costurile au fost suportate de Rosală, însă operatorul spune că dacă în luna martie nu se identifică o soluție, nu va mai putea ridica gunoiul, așa cum s-a întâmplat în alte orașe din țară. Din păcate, nu am găsit deschiderea la care ne așteptam la Ministrul Mediului. În continuare, această taxă rămâne în vigoare și se pare că suntem forțați să o aprobăm și noi. A fost adus în discuție din nou municipiul Orșova, acolo unde de peste 30 de zile gunoiul se află neridicat. Începând din această lună, va trebui și noi să aprobăm un tarif mărit la deșeurile menajere. Vom vedea în perioada care urmează ce decizii vom lua în funcție și de deciziile Ministerului Mediului. În ceea ce privește depozitul temporar care trebuie urgent închis din cauza faptului că este umplut aproape în totalitate, administrația locală dorește să obțină o autorizație pentru acoperirea lui. În felul acesta, deșeurile din depozit să nu mai fie transportate din Roman la Girov. Luăm în calcul mai multe variante, dar prima variantă luată în calcul pentru noi și vom începe demersurile de săptămâna viitoare va fi închiderea acestui depozit temporar ca și depozitul vechi neconform. Pe același principiu. Da. Plantarea unor... Exact, domni. Exact. Dar Garda de Mediu spunea că nu mai e legală asemenea închidere. Nu că nu e legală, nu au dat ei avizul favorabil. Noi ne vom lupta pentru obținerea unui aviz. Și în aceste condiții, de când începe deja să fie transportat gunoiul la Girov? Păi din momentul în care vom avea o hotărâre de Consiliul Local în acest sens, în care, practic, atenție, noi nu vom majora cu niciun leu taxa de colectare de la municipiul Roman. Noi vom adăuga doar acel tarif de transport până la Girov și taxa de depozitare la Girov, care e o taxă stabilită de Consiliul Județean și de Guvernul României, nu are nicio treabă primăria. Iar impactul pe care îl are acest tarif pe care l-am negociat noi cu operatorul de salubritate e un impact de 0,6 bani pentru o persoană, de 60 de bani. Potrivit primarului, operatorul de salubritate a trimis primăriei o înștiințare. Dacă nu se ia o decizie în această lună, Romanul va avea soarta orașului Orșova.